Iarăși am avut emoții ieri, în casa băieților. De ce? Nu știu, n-ai văzut că am plâns? Când te-am văzut că plângi, nu știam să mai mă controleze, zic sincer. Măi, m-am atașat de tine mult. Și ce înseamnă să te atașezi de un om? Adică eu nu văd nimic greșit la tine. Asta încerc să explic. Eu de-aia am înțeles aici că fiecare își pune părerea, doar că orice ar spune pe mine mă interesează și nu văd nimic greșit. Ești capabilă să înțelegi lucrul ăsta? Că eu chiar m-am atașat de tine mult. Vreau să... Ce? Nimic, te văd că încă nu ți-ai ieșit din stările astea. Apropo de discuție, am fost de acord cu tot ceea ce mi-ai spus ieri. Ok, da. Nu știu, știi ce simt eu acum? Că te abții prea mult. De la ce mă abțin? De la vorbă. Să nu cumva să greșești. Mie nu mi-e frică să greșesc, pentru că, păi știu că așa nu cum frică am să mai greșești. Spus din greșeli învățăm. Clar. Dar parcă asta simt. Că un pic nu... Ai avut câteva reacții nepotrivite, probabil din punctul tău de vedere, așa te-ai gândit? Da. Și acum ai vrea să nu le mai ai. Și ca să nu le mai ai, te-ai cam obții. Dar vezi că pentru Rebecca e foarte important ca partenerul să fie amuzant. Păi ești amuzant, poți să-i la nivelul lui Bogdan de amuzant. Da, dar în același, timp sunt și infantil. Adică eu sunt copil, îmi place să fiu copil. Păi ți pare că sunt matură? Nu. Depinde de situație. Sunt situații în care poți să fii da, un om foarte matur da. Și un om cu care păi poți nu, să nu, tu ești matură, tu nu ești copilăroasă, doar că ești foarte multe chestii. Impulsivă. Sunt copil în ghilimele. Da, da, uite, oricine îmi place copil să copilărești, e frumos să păstrezi. Dar în același timp sunt și infantil, ți-am zis. Gen suflet. Da, adică mie nu mi-ar plăcea să... Eu aș vrea și... La 30 sau 40 de ani să mă simt un pic copil, da, nu da, la fel da. Ca acum normal. Oricum, copilul din interiorul nostru nu o să moară niciodată. Da, adică eu nu aș vrea să am viața din aia basic așa și să fiu om serios. Eu nu mă văd așa, eu glumesc non-stop, nu știu, mă plictisesc da, dacă nu sunt așa. Caterinca, să o zic pe șleau, îmi place Caterinca, dar cu limită. Caterinca bună, productivă. Care e limita? Nu știu. Trebuie să zici limita, e cerul. Nu, dar cu limită face Caterinca, dar dacă simt că nu pot să fac o glumă normal, sau... Normal, normal. Un moment glumea de amuzament cu tine, nu-l fac, știi? La urmă, Caterinca ține și până unde pui tu niște limite. Limite. Au? Dar de ce nu poți să mă lași în pace? Virginia a văzut materialul. Da, băi, gen. Da, mă, dar... Ce vrei? Op. Bă, nu mă întrebi ieri pe conexiune, că n-am mai apucat să discutăm despre asta, mă întreb de ce am atitudinea asta în camera roșie. Păi da. Păi, dacă eu nu am interes față de niciun băiat de aici... Da, mă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii tichirită și plictisită păi, de toți da, care te, păi te sunt, cheamă. Păi sunt, de gen, ce? Ce? Uite, când m-a chemat Bogdan, eu n-am nimic personal cu el, dar să mă cheme să vorbim ce? Nu avem uite, un să-i dai la un element de gât. Păi da. Ce să fac? Să-i dai un element de gât. Uite, mă, cum s-a dus. Păi nu de asta te-a chemat. Omul te-a chemat să-i dai n-am avut de ce să chem pe altceva. Pentru tine sunt niște pastile de sub. Dacă vrei, mă, eu vreau un zic. O recomandare de filmare. Patrick e Patrick, ne cunoaștem de atâta timp, vorbim pe conexiune, avem discuții comune pe care... Păi nu era, dar nu e vorba de amoroasă. Mi-ați reproșat... Exact. Mi-ați reproșat când au intrat băieții ăștia noi că de ce îi chem în camera roșie, da? Pe fiecare în parte să le dau eu sfaturi. Acum, când mă duc în camera roșie și sunt sictirită, că de ce sunt așa? Dar vă mai convine ceva în viața asta? Mie nu mi-a dat niciun sfat până acum, Julia. Mi-am uitat ce... Auzi, Julia, mie nu mi-a dat niciun sfat până acum. La hotel. Pentru că tu nu vrei să zici odată clar și răspicat că îți place Rebecca și atâta. Am înțeles. Tu nu ți-ai permite niciodată să faci o Caterinca cu mine atât timp cât eu nu ți-aș da ție voie. Da. Adică eu îmi pun limita asta. Despre asta și vorbeam. Cu limită, frumos, înțelegere. Nu știu, îmi place înțelegerea, nu-mi plac certurile. Mie-mi plac certurile. Mai intru în certuri așa să-mi dau cu părerea, dar nu...
Vrei să mint când am muncit toată ziua pe aici? Nu, să nu spui. Păi am să știi el. Să spui. Păi da, nu știu. O cunosc cum e ea. Dar, încă o dată, să presupunem că da, voi... Da, măi, Gaci, am înțeles când e vorba de Rebecca. Ce ai? Și m-a întrebat mai devreme ce îmi place la tine, parcă, pentru Bogdan, sau... da, zi. Dar nu pentru Bogdan, nu te gândi că gata... Glumeam, știu că nu e săgeată al Bogdan. Fii asumat, ia-ți refuzul. Ok, dacă nu, ia-ți refuzul. Și dar nu atât. Are rău să zică dacă știe că refuzul e 100%. Cum să nu? Atunci minți? Nu mă interesează, Rebecca. Nu n-aș păi întoarce da, toată capul. El se subînțelege oarecum prin reacțiile lui păi cu place. Bun, da, e ceva drăguț, măi, dar... asta credeți voi în continuare. Ia uite, vezi? Să joacă cu mintea noastră, mă. Da, mie comportamentul ăsta cu dumele astea, așa mie nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată. Nu e un lucru care pe mine mă atrage. Eu asta nu înțeleg. Păi n-ai nicio treabă cu mine. Păi nu aia zic. Cui? Rebecca, da. Ei, sau la oricare alta, astea sunt dume pe care le faci cu noi, nu le faci cu fetele. Și fii atent că ți-o mai zis chestia asta și Bianca. Bianca, Andreea, Rebecca, Virginia probabil că și-a... Na. Mă, dacă eu dar dacă bagi alba, ce se întâmplă? Te simți bine cu noi, cu fetele trebuie să ai o atitudine diferită. Da, într-adevăr, sunt de acord cu voi. Că na. Mersi, la capitolul ăsta. De-a meu, bă. Ai întoarce capul după Rebecca pe stradă. L-am întors din prima zi. De fapt, din a doua zi, că prima zi n-a fost. Dar am ținut pentru mine. Așa. Așa. Am rămas la... Păi și, gen, acum când ai conviețuit cu mine prin casă pe aici câteva zile și așa... Da. Ți s-a părut că mă circ odată în gol? Sau tu înțelegi ce vreau eu să zic, dar ți pare că poate exagerez cum spun? N-am văzut să exagerezi. Nu cred că am zis vreodată Rebecca exagerez cu ceva. Nu, ce ți-e părerea ta? Că uite, unele persoane îmi spun că eu am dreptate cu ce spun, doar că felul în care mă exprim, că iau foc foarte repede, asta e. Ești tu mai prinsă, ce ăsta e felul. Da, pare că o zic cu răutate, dar de fapt ce zic bine. Eu sunt una dintre acele persoane care i-a spus chestia. I-a spus și Virginia, da. Da, vorbești pe tonalitate. Eu câteodată încerc să mă ponderez. Pe tonalitate mai altfel, se aprinde la fel de tare și pentru un subiect minor și pentru unul major. Și atunci, când se aprinde pentru ăla major, riscă să nu mai fie luat în considerare, având în vedere că ea s-a aprins la fel și pentru orice chichiță. Da, dar asta n-ar fi o problemă. Nu mai ofta, de ce oftezi? Nu știu. Nu te simți bine? Asta clar că nu te simți bine, da? Nici nu încerci să știi să te detașezi. Și eu, pe mine m-a luat capul. Adevărat îți spun. Eu nu știu cum te consumi tu, dar eu când mă consum cu totul. Adică ai observat și tu că nu-mi trebuie prea mult. Îți dau să-l speli, să ai liniștită. De-ar fi ultima problemă din viață. Că murdărești hainele cu fond de ten. Nu? Mi-e sincer, îmi pare rău de Sebastian. Îmi pare rău de Sebastian că pare a fi un om bun. Dar cu acțiunile astea... S-a sensibilizat, era început să plângă seara. Bă, mi-e milă că trage cu ea, știi, toate astea ale Patrick, ei. Ok, trage cu ea, că ține, că înșe, dar hai să mai fim și puțin raționali. Da. I-am spus lui că trebuie să mai și vadă un pic, că nu suntem toți nebuni. Bă, lasă-mă! Nu mai știi ce să mai zici, nu mai știi ce să mai spui. Ești așa în aer. Nu? Vrei să pleci acasă? Nu? Eu rămân aici, pustiu. Cum să pleci acasă? Ieri mi-am dorit și eu treaba asta. Îți spun sincer, aș minți să zic asta. Da? Uite că încerc să depășesc, știi? Ce încerc? Mie mi-e ușor acum să depășesc astea. Cam mai puțin timp față de tine de când sunt aici. Păi asta e chestia. Tu cumva ai mai mult timp și ți-e mai greu. Doar că nu e imposibil. Nimic nu e imposibil, dacă chiar vrei și chiar îți dorești ceva cu adevărat. Tu crezi că Bogdan ar fi genul meu de băiat? Se vede de la o poștă. Are rost să mai continuăm? Zi. Am spus ce am avut de spus. Nu, pentru că ești tu.
Nu, dar se vede de la o poștă. Nu pentru că ești tu. Nu. Eu. Te pun Bogdan aici, tu aici, de da? De ce nu? Se vede la o poștă că nu merge. De ce? Nu merge. Zim de ce? Uleiul cu apa nu se amestecă, nu merge. Pe bune. Nu am nu subiect închis, nu merge. Ca... Așa o văd eu. Păi, așa o vede toată lumea. Bine, dar un ăsta, nu știu, un motiv. E prea calm pentru ea, nu? Cum calm tu? Nu, calm. Are foarte multe calități. Au foarte multe calități amândoi. Au foarte, dar ce nu merge la ei? De ce e apa și el uleiul sau invers? Nu prezintă garanție, să zic așa. Ce băiat ai vedea tu lângă mine? Da. Nu prezintă el seriozitate. Da, probabil. Chiar nu am știut cum să reacționez ieri. Eu mă chinuiam să scot din gura ta câteva cuvinte și eu nu mai puteam aici. Eu am coborât scările alea să vin să stau cu tine și voi gesticulați, v-am văzut de pe scări. Și când am venit, când m-am apropiat de scaunul ăla, tu mi-ai zis nu știu ce.